Bună, sunt Ana, trainer în sala online Gym Sport. Îți arăt cum să lucrezi corect un exercițiu pentru abdomen, crunch. Este foarte important să lucrezi corect pentru că greșit lucrat pe termen lung afectează coloana. Ok, pui tălpile pe sol, îndoi genunchii la 90 de grade, curulează coloana pe coborâre și te întinzi ușor pe spate. Foarte important, lipește coloana lombară de salteluță și împinge buricul către coloană. Pui palmele pe coapsă, inspir, iar pe expir ridici ușor capul, umerii și pieptul de la sol, alunecând cu palmele către genunchi. Pe inspir, ușor cobor și duci umerii către salteluță și pe expir din nou ridici. Expiră sus și inspir, cobor. Foarte important, când cobori, lipește în continuare coloana lombară de salteluță, păstrează lipită, expiră și inspir, cobor. Aceasta este o variantă mai ușoară pentru a pregăti exercițiul crunch, care poate ți se pare greu pentru că nu poți controla foarte bine arcuirea coloanei lombare. Următoarea variantă este cu palmele la ceafă, degetul mare să te atingă urechea, iar palmele să fie exact la ceafă. Coatele sunt depărtate. Inspir, iar pe expir, la fel, ridici capul, umerii și pieptul de la sol, privirea este în față și pe inspir rulează coloana și coboară, păstrând coloana lombară lipită de salteluță. Expir pe ridicare, păstrează mic spațiu între bărbie și piept, ca și cum ai avea o portocală sau poți să apreciezi, ducând pumnul între bărbie și piept, să vezi exact distanța care trebuie să fie menținută. Inspiră, coboară și expiră sus, împinge buricul către coloană și creează tensiune în peretele abdominal. Este foarte ușor dacă lucrezi corect. Când cobori, privirea ta trebuie să fie în față și nu către tavan sau peste cap, pentru că altfel pui presiune pe ceafă. Ok? Acesta a fost exercițiul crunch efectuat corect. Dacă lucrezi corect, nu ai disconfort coloana cervicală și coloana lombară. Sper că ți-a fost de folos. La revedere!